De o adevărată lecție de suflet au avut parte elevii claselor a 9, a 11 și a 12 de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din orașul Rezina, care s-au întâlnit cu preoții din raion. Fețele bisericești le-au vorbit tinerilor despre importanța și rolul familiei, în special cum este o familie credincioasă. Elevii au primit răspuns la mai multe întrebări, dar au avut posibilitatea de a-și exprima și opiniile pe anumite teme abordate. Am realizat cu adevărat că tinerii noștri din societatea noastră de astăzi sunt foarte interesați de viața de familie și nu sunt indiferenți de ceea ce văd astăzi acasă, în stradă, în societate, ci voiesc ca să întemeieze familiile lor pe baza celor virtuți creștine, credință, nădejde și dragoste. Au diferite întrebări referitor la viața de zi cu zi în familiile noastre, în societatea noastră contemporană. Și vedem că au rămas impresionați de învățătura bisericii despre familia creștină. Familia preotului este și ea o familie creștină, dar care se stăruie să trăiască sau să aibă o trăire duhovnicească, plinim poruncile lui Dumnezeu. De aceea, astăzi, i-am îndemnat și pe tinerii liceului ca la întemeierea familiei, la trăirea lor familiară, să aibă la bază poruncile lui Dumnezeu și să aibă dragoste adevărată, după cum mi spune și Sfântul Apostol Pavel în imnul dragostei. Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le răbdă, la toată are nădejde, nu se mânie, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le crede, toate le răbdă. Dragostea niciodată nu cade. Un eveniment la care am stat alături de tineri și am auzit din ce și ei vor să ne întrebe și vor să ne spună. Sunt cointeresați, poate n-au posibilitatea de fiecare dată să facă lucrul acesta la biserică. Astăzi am avut o situație puțin mai degajată, să spunem așa, și am fost alături de ei, răspunzând lor la întrebările care le-au pus. Gândim că sunt clasele mari, au deja anii și sunt maturi și degrabă vor pleca de pe băncile școlii, vor păși într-o viață matură și acolo vor întâlni anumite greutăți, probleme și gândesc că tema căsătoriei ar fi pentru dânsă una actuală, una care i-ar interesa și în care ei ar vrea să se decide cumva. Discuția zilei de astăzi gândesc că ar avea un rol important în această situație pentru dânsă. Și pot să le spun? Să le spun că cât dăruiești, atâta ești. Cât iubești, atâta și vei fi iubit. Elevii susțin că îndrumările și poveștile auzite la lecția de suflet le vor fi de un real folos pe viitor. Toate aceste lucruri le știam și mă bucur totuși că ne le-au reamintit nouă. Este într-adevăr că familia este cea mai importantă și merită să ne sacrificăm pentru ea. Fără ea n-am fi nimic, ea ne-a dat viață, ne-a educat și ne sprijină acum și în viitor, la bine și la greu. O învățătură care ți-o dă un om cu experiență duhovnicească este ceva presus, ceva ce te învață și este ca un sfat, o îndemnare și astfel poți să ridici multe, multe trepte, poți să treci peste greutăți, poți să treci și peste urcușuri și să devii un om, să semeni dragostea din familie, să semeni toate valorile din familie pentru o perioadă lungă care o să dureze pentru toată viața și nu doar pentru tine, ci și pentru copii, nepoți, adică urmașii care trebuie să aibă aceste valori însămânțate în sufletul lor prosper. Evenimentul de azi, ce s-a petrecut în incinta liceului nostru, îl consider foarte binevenit pentru elevii claselor liceale. În genere, fiecare om se străduie în viață să obțină o profesie, o alege după plac. Din păcate, societatea noastră nu ne oferă universitate unde să învățăm cum să ne formăm o familie, cum să o facem așa, ca să ne placă să trăim și noi
și pe cei care vom avea alături toată viața, să le placă să vină ca cuibul nostru, familia noastră să devină caldă, să devină deschisă, în ea să bântuie dragostea, armonia, înțelegerea, pace. Eu socot că evenimentul de astăzi le-a ajutat copiilor noștri ca să înțeleagă cum să pună temelia la o familie bună, la o familie frumoasă, ca să vrei toți cei ce îi înconjoară să vină, să-i vadă legile, să-i vadă tradițiile, să-i vadă obiceiurile, să ia exemplu de la ea. Iată, dacă vom reuși ca societatea noastră să aibă doar familie în care să putem să punem o inscripție, familie exemplară, și să avem orașe, sate întregi de asemenea familiei, atunci noi vom trăi bine. Atunci noi vom avea, îl vom avea pe Dumnezeu în suflet. Și vom trăi așa cum ne dorim fiecare din noi. Bine, frumos. Întâlnirea de suflet a fost organizată la inițiativa Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din orașul Rezina.